Asta a fost? Seara, Calina! Bună seara! Trebuie să-mi iau florile. Da, Calina, ia-ți florile. Bună seara, îi spun și o dansatoare mai mare pentru botezatul. O balerină pentru botezatul. Da. La microfonul sunt pregătită, deci nu spuneți că vreți să vorbiți cu fata. Admirați-o în tăcere, spuneți cuvinte frumoase. Eu îi mulțumesc din tot sufletul și o invit. Te ducem în culise cu solo împreună? Și eu îi mulțumesc, și eu îi mulțumesc din suflet. Svetlanei este o balerină foarte talentată și mulțumesc din suflet. A fost lângă mine în această seară. Da, da. Garnier. Cum? Garnier, Garnier. Opera Garnier. Opera, opera. Aș vrea să-mi iau și florile, că vreau să le dau tuturor. Te rog. A, să mai împărțim o dată. Da, exact. Am zis că să o fac și eu, dacă tot a făcut-o toată lumea. Andreea, ce-mi spui despre ținută, despre moment? Nu-mi spune iar că ți-a plăcut, de n-ai mai putut, ești leșinată, toată dată pe spate. Dacă eram leșinată, Ilinca, trebuia să fiu pe aici căzută. A, deci nu ești leșinată. A, nu, leșin greu. Nu. Îmi place, e foarte interesantă coafiura. Te-ai pus toți fluturii la tine în cap. Exact. Foarte frumos. Mulțumesc. Așa. Ținuta mie îmi place, dar o văd, nu știu, nu o văd pentru... gala asta. E foarte frumoasă, dar nu o văd pentru primăvară acum, nu știu. Bine, oricum noi avem gusturi diferite. Da, știu. Da. Seamănă cu fetele alea de la masajul tailandez. Chiar, ele sunt îmbrăcate așa, nu sunt așa îmbrăcate. Am funcționat la masaj tailandez. Păi și atunci de unde știi? De pe internet, Ilinca. Folosesc și eu internetul din când în când. Instagramul e în regulă? Nu de alta, dar știu că o luase razna, a postat singur. Gata, și-a revenit. Hai să vedem ce spun și jurații despre ținută și moment. Calina, te rog. La acest kimono, nu știu, nu mă inspiră. E, în primul rând, de prost făcut. Am înțeles, l-ai făcut în 2 zile. Da, și croitoarea s-a fost destul de bolnavă și era suspectă de coronavirus. Doamne ajută că nu are. Doamne ferește. Da, da, da. Nu este vreo creație, nu e vreo nebunie. Nu-mi plac accesoriile folosite, mă refer la sandale. Ok. Păi și ce ai fi văzut altceva în picioare? Adică ce culoare sau ce fel? Măcar altă culoare, dar nu negru la... negru la care sparge. Negru la care rupe, sparge foarte tare. Deci puteai să pui și nude, orice altceva, dar nu... Aveam nude în spate. Cu balerina, într-adevăr, e mai mare, din toate punctele de vedere, e mai înaltă, e mai... Dar tot nu te-a ajutat foarte tare. Băi, fiți atente. Voi când vă uitați acum, telespectatori, când se uită la voi, cum, în afară, nu, cine nu e în ținută? În afară de Alexandra Stan, toate sunt în ținutele... Gureanu, fetiță. Gureanu, iartă-mă, dragă, ne pomenește Alexandra Stan, o vrea și ea în competiție, Alexandra Ungureanu. Deci, în afară de Alexandra Ungureanu, toate sunteți în ținutele pe care le-ați pregătit special pentru această seară. Bleu-pal, 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 un roz căpiat și un mov căpiat. Ca și stăpâna. Poate pe pal, așa... pe șters la max, asta e viziunea. Mă uit la tine acum pe ecran. Așa. Tu ai cea mai bună ținută pentru seara asta. Uite-te și tu. Mulțumesc. Sunt culorile potrivite. Mulțumesc, te ador, pisimeu superb. Dar nu știu, te ador, pisimeu superb. Tu ești super, dar fii atent, eu nu înțeleg ce e cu voi. Imaginația primăvară. Ce șters, primăvara înseamnă ceva. Am vrut culori pale, am vrut să fac ceva din culori pale, da, în seara asta. Doamne, Dumnezeu. Dar și din culorile astea pale se puteau face niște ținute deosebite. Kimonou este... cu un pas mai frumos decât celelalte rochii de tiul. Ok. Tu ești Madame Butterfly, ai legătură cu orice, mai puțin cu Welcome Spring sau Hello Spring, cum era, care era tema Hello Spring. Eu nu sunt de acord, dar... Ba, dar ești Madame Butterfly, 100%. Adică nu, ok, sunt Madame Butterfly, dar nu mi se pare că nu am nicio legătură cu această temă, sinceră să fiu. Da, da, e o mai mare legătură cu Madame Butterfly decât cu Hello Spring. Și știi cu cine mai are legătură? Da, dar nu poți să zici că n-am nicio legătură cu această gală. O mini tiny, adică tu stai la parter, tu ești la parter și legătura ta e undeva la etajul 14, fetiță. Și singura legătură e că să-ți faci aceeași scară. Nu, adică legătura ar fi că tu la parter și ea la 14, adică balerina, apoi fiind pe aceeași scară, aveți o legătură. Măi, știi cu cine mai semen? Am avut o viziune. În jocurile foamei, Da. Jocurile Floarei. Da. Cum o pe chema? Nu Catis, aia, gătita aia. Aia. Șefa la joc. Aia, șefa la joc. Și aia se mai monta în felul ăsta. Avea niște... Da. Pupii. Dar eu nu știu de ce râdeți, pupii, de ce sunteți fericite, mulțumesc. Că toate sunteți groazice în seara asta, că nu știu altfel din ce cauză sunteți așa de fericite. Mulțumesc. Doi pe linie. Ia. Mulțumesc. Da, vorbește cu cei de acasă, Calina. Nici eu nu înțeleg una dispoziție asta, ești din comun, e... Dragii mei, sper că am adus primăvara în sufletele voastre. Eu mă simt foarte bine așa, sper că v-a plăcut de mine în această seară. Vă rog frumos să nu uitați să mă votați cu indicativul 1 la 1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, Calina. Și vreau să vă dau florile. Acum. Și vouă. Și nouă. Bine. Balerina era splendidă, ea, balerina. Era frumos, dansa frumos. Ajungem la același moment cu fâșneața. Păi fâșneața. Ea de ce s-a fâșnit? Deci o fată... Balerina era drăguță. Da, o fată... De la aici până la spune că era splendidă. Eu aș fi vrut să fac așa, fetiță. Fetiță și dacă vedea Linda Evanghelista... Aia era Dumnezeu pe pământ, ce trebuie să zic. Uite, dar ea ce vrea Calina să-și aducă o balerină din aia care să fie cu 3 capete mai mari decât ea și a găsit una fâșneață. Dar eu nu mă refer la înălțime aici. Balerina ne-a plăcut. Balerina era fâșneață.